E, așa cum v-am promis, v-am adus la Târgul de Crăciun Craiova 2022. Am venit la o oră foarte matinală ca să găsim să fie liber. Pentru că seara a fost balamuc. Era și de așteptat ca în prima zi, când se inaugurează, să fie foarte, foarte multă lume. Pentru cei care nu sunteți din Craiova și nu cunoașteți zona, aici suntem în piața Mihai Viteazu. În spatele bradului este clădirea prefecturii, Consiliul Județean. Iar în direcția în care filmez acum este strada Unirii, una dintre cele mai vechi străzi din orașul nostru. Să ne plimbăm pe aici puțin, să vedem ce luminițe avem și cum arată bradul de aproape. Pentru că este spectaculos. Eu nu sunt un fan al a lăuda ceea ce fac cei care administrează locurile astea, dar e totuși de apreciat că au reușit să facă așa ceva în contextul actual. În clipul ăsta cred că nu o să vorbesc foarte mult, doar o să mă mișc și eu pe aici și pe străzile din prejur, pentru că s-au pus lumini prin parcurile, sunt două parculețe apropiate și pe străzile din centru vechi. Să fac așa un plan de deplasare, să mă întorc întâi un pic la dreapta și apoi să mergem spre centrul istoric. Chiar e frumos. A, pe aici se vând tot felul de chestii. Trebuie venit când este deschis. Aici este patinoarul care pare gata. Adică cred că sigur e gata, dacă e gheață.
strada asta este, cred că a fost închis acum cu deschiderea, pentru că a fost și un mare concert astă seară. Evident n-a fost. La ce imagine am văzut pe net, efectiv era om lângă persoană. Intrările în oraș blocate. A fost un pic agitație, așa, se vede că oamenii au venit și din alte localități. Oltenia e mare, totuși. Aici statuia Domnului cu cal. Și cam așa se vede de aici. Și 6:30 dimineața sau 6:05 pe avionul de Londra. Să ocolim clădirea prefecturii, să vedem în restul zonei ce găsim. Aici e partea tehnică. Mașini cu fire care ies din ele. Aici suntem în spatele aceleiași instituții, numită prefectură, unde este parculețul English Park, despre care se spune că este o replică la scară mult mai mică a Cismigiului. Dar e un parculeț foarte frumos și bine amplasat, central, central, central. Bine. Curățenia nu e chiar la ea acasă. Noi suntem renumiți pentru probleme de astea prin zonă, da. Dar, într-adevăr, cei care se ocupă de chestia asta cu luminile chiar au făcut treabă bună. Sunt spectaculoase. Au transformat zonele astea. Chiar le-au dat așa un aer de poveste.
și... Hai că n-arată rău deloc. Iar aici este scena din fața clădirii primăriei, unde a avut loc concertul aseară. Ce trebuie strânsă probabil zilele astea și strada redeschisă, pentru că este foarte frumos și de mers cu mașina pe sub luminițele astea. Ia uitați-le. Aici e un pic de muncă. Așa arată strada care se numește Aicuza. Mergem spre universitate și spre teatru. Teatru Marin Sorescu aici pe stânga. Unde aici aveți esplanada teatrului. Este organizat, adică sunt amplasate parcul de distracții, tot felul de chestii de dat în ele, de bombe și lucruri funny. Să mergem să le vedem și pe ele așa un pic. Bine, astea ar trebui văzute funcționând, dar cred că și cântă muzică pe aici la orele în care funcționează. Și atunci filmatul pe YouTube e mai dificil. Pentru că te lovești de problema copyright-ului pentru muzică. Totdeauna piesa cea mai de top a unui parc de distracții este Caruselul cu cai. Gândiți-vă în câte filme îl vedeți, în câte romane este pomenit și întâlnit și așa mai departe. Are o legătură așa, nu știu, cu natura umană. Dar nu știu care exact, să vă spun. Aici e o căsuță de vrăjitoare. La fel la vrăjitoare. Bine, ele și vrăjitoarele. Trenuleț, cred că da. Stați de kids. Și sunt multe. L-am văzut și pe zi când se montau. M-am salutat cu băieții care lucrează la ele, care mă urmăreau. Oho, uite ce roți avem pe aici, ce chestii. Mișto. Chiar mișto. Merită văzut, făcut o excursie de o seară sau chiar de un weekend. Bun, hai să mergem spre centrul istoric, să vedem și pe acolo cum stăm cu luminițele și să ne întoarcem pe altă rută, să ne întoarcem pe strada Lipscani, tot așa, una dintre străzile vechi ale orașului. Observați că trec pe culoarea roșu, dar este circulația închisă, practic. Pe bucata asta spre primărie. Acolo în față avem clădirea universității. Iar noi o să facem dreapta pe prima stradă.
adică pe aici. Ne îndepărtăm puțin așa să facem și o fotografie. Hai, nu prea e agitație la ora asta, adică s-a dat stingerea pe aici, terasele au scăpat de petrecăreți. Dar partea asta de luminițe chiar e impresionantă. Aici pe dreapta la Steampunk vă invit să veniți. E unul din localurile top de la noi din zona. Să nu zic că domnul patron, că noi fac și puțină reclamă mascată. De fapt e nemascată. Bun. Și aici suntem în piața Frații Buzești, unde se întretaie străduțele din centrul istoric. Tot așa e o intersecție din cele mai vechi timpuri ale orașului nostru. Și aici văd că s-a făcut exces de luminițe. Un mini istoric. Și cutia de scrisori. Credeam că Moș Crăciun are și el măcar WhatsApp. Sunt și scaun aici. Ghetuțele, mamă cât de mari sunt. Vai de cap, mă. Cadouri multe. Aici sunt niște cetățeni care își fac nevoile. Că așa e la Craiova. Of, ce trist este că e plin de forțe de ordine, dar care nu fac nimic, care sunt prezenți doar când n-ai nevoie de ei și în locuri în care n-ai nevoie de ei. Merge mai departe. Strada Lipscani, care undeva în față se intersectează cu Strada Unirii. Adică pe aici suntem pe cele mai vechi străzi din Craiova. În alții ani mi se pare că doar în față este, dar nu e pe toată strada. Se punea și aici deasupra perdea de luminițe, dar văd că e doar pe bucata aia din față. Nu s-a pus chiar pe
pe toată strada. Oricum, cred că e o știință și cum și ratul luminițelor ăstora, să nu le pui chiar la fel ca în fiecare an. Să schimbi un pic tema și modalitatea în care ele se asortează așa. Avem și trenulețul SNCFR. Am venit tot mai devreme anul ăsta. Asta e chiar o nouă amenajare, că vorbeam. Genul ăsta de steluțe n-au mai fost. Și ciudat, de genul ăsta prinse. Nu se aprind la ora asta. Acum chiar că este la o intersecție. Am venit dincolo. În față pe strada asta este parculețul English Park pe care l-am văzut, pe care l-am traversat. Încolo este strada Unirii. Iar încolo se termină centrul. Am putea să mergem și așa și la stânga. Haideți să urcăm totuși până sus și ne întoarcem ca să vedem și restul zonei și urcăm înapoi pe Unirii și mergem la mașină. Asta adică nu sunt gata sau au o problemă, pentru că au luminițe. Astea chiar arătau bine. Bine să fie aprinse. Frumos pentru locuitorii care stau în zona pe aici, că au lumină, luminițe, pe astea cu lumina stinsă acum în casă. Că au lumină de afară, multă și colorată. Da, și suntem într-unul din colțurile parculețului English Park. Văd că totuși sunt puse un pic ciudat, adică ciudat, sunt puse foarte mult pe zonele pietonale. Eu puneam și pe partea de străzi, de gen cum este aici, pe calea de rulare, pentru că multă lume nu vine neapărat să se plimbe pe jos sau doar trece, și dacă trece cu mașina, să mergi pe sub luminițe e spectaculos, în special cei care aveți trapă panoramic și cum n-a plouat de mult, vă puteți bucura de ea, de ele și de lipsa apei la interior, dar aia este un alt subiect strict legat de lumea auto. Și forțele de ordine, evident, sunt în alte părți decât unde trebuie. Totdeauna în episoadele astea, când vorbesc singur, mult, mă doare în gât. Mi se pare că mai sunt încă câteva zone amenajate, inclusiv în cartierul Craiovița Nouă, dar n-am fost să văd pe acolo. Dar cred că și acolo este... o bucățică din asta
cu brad și cu luminițe. Aici stăm în celălalt capăt al străzii Lipscani. Ne îndreptăm spre strada Unirii și o să urcăm înapoi în piață pe strada asta și o să ieșim exact în punctul de unde am început. Aici e cu mâncare și cu băutură. Sau partea asta e cu mâncare și cu băutură. De aici nu mai sunt luminițe în jos, spre clubul de fotbal. Înapoi pe aici. Este frumos. Sunt multe luminițe, dar totuși nu e atât de wow cât s-a și se vehiculează în alte, în media și nu online. Cred că e loc de mult mai mult în domeniul ăsta. Părerea mea așa. În schimb, avem de lucrat la partea asta de curățenie. Și interesant, vezi, în bucata asta alea iluminată complet, iar restul, zona fântânelor arteziane, moarte. Da, oricum e o atracție din zonă în perioada asta când toată lumea stinge lumina sau în alte părți se stinge lumina. O să vin într-o seară și la o oră de vârf. Chiar dacă o să fie plin și foarte zgomotos. Pentru că trebuie văzut și în plin proces de funcționare, nu doar la rece, așa. Dacă vreți să vizitați sau să veniți din alte părți, atenție cu parcările, că tot centrul este cuplat, există și o parcare subterană.
tot cu plată. Nu știu cât de intens se ridică mașinile în perioada asta, mașinile parcate neregulamentar sau care nu au parcarea plătită, dar suntem campioni și la sportul ăsta. Nu mai există gratuități decât dacă parchezi pe locul vreunui cetățean prin spatele unui bloc pe undeva. Cam atât, ce să zic. Ăsta ar fi în mare. Să mă întreb totuși spre locul unde am lăsat mașina, spre muzeul de artă. Să vedem și pe strada. Tot asta este tot strada Unirii, pe coborârea asta spre kilometru zero, acolo la Jiu sau la Ramada. Cum stau lumii, cum stăm cu luminile. Se lucrează aici, se pare că se repară primăria. Aici e una dintre clădirile care aparține primăriei și care se repară de ceva vreme, pentru că se repară și astăzi, cu noaptea în cap, așa. Bă, nu te plictisești la care se întâmplă tot felul de lucruri, de toate felurile. Muzeul de artă, una dintre cele mai frumoase clădiri din Craiova, cea mai frumoasă, complet în beznă, că nu mai, nu mai sunt bani de curent. Mă rog, prindem într-o parte, stingem în alta. Soluții românești. Și cam atât. Eu vă zic să veniți să vizitați, că e de vizitat până la urmă. Mai ales pentru cei care sunteți din zone unde nu aveți astfel de evenimente organizate. Ah, și am uitat. Trebuia să vă zic și eu la începutul clipului să apăsați pe like. Dar vă zic acum, la sfârșit, ca în toate celelalte clipuri, apăsați și voi pe butonul de like și dacă n-ați făcut-o, abonați-vă la canal. Bye, bye!